Bună seara, stimați prieteni! Sunt Cătălin Vasile și vă spun încă o dată bine ați venit la emisiunea Realitatea la zi. Și în seara aceasta ne propunem să avem o nouă ediție acestei emisiuni, emisiune în care întotdeauna ne-am propus să avem cei mai buni invitați și cele mai interesante teme pentru dumneavoastră. Tema pe care am vrea să o dezbatem este una foarte cunoscută, s-a scris foarte mult despre ea și atrage întotdeauna interesul celor din jurul nostru. Și anume, vom vorbi despre conducere, despre leadership, despre felul în care ne putem duce viețile după anumite, aș spune, reguli, principii, sfaturi, recomandări și pentru a avea un impact cât mai mare, am invitat un om care în ultimii ani cu asta s-a ocupat și anume cu cursurile, cu conferințele despre conducere. În seara aceasta dați-mi voie să-i spun un bun venit prietenului și colaboratorului nostru, pastorul Mihai Dumitrașcu. Mihai, bine ai venit în emisiunea noastră! Cătălin, mulțumesc tare mult, bună seara și apreciez invitația pe care mi-o faci. E o bucurie pe noi să vă avem în seara aceasta și să discutăm despre o temă la care de multe ori, dacă nu am studiat măcar, ne-am intersectat, fie că suntem în biserică, fie că suntem în joburile noastre. Tema aceasta, leadership-ului, este întotdeauna la mare căutare și aș vrea ca înainte de a începe această discuție să spun prietenilor noștri care ne ascultă, pentru cei care nu te cunosc, deși mă îndoiesc că mai sunt cel puțin în zona evanghelică oameni care nu te cunosc, ești pastor, ești în Biserica Pentecostală Emanuel din Galați, ești de mult ani în această slujbă și de asemenea ești și președinte Comunității Pentecostale Regionale Constanța. Deci o experiență, zic eu, bogată atât la nivel de slujire pastorală cât și la nivel de conducere și nu mai vorbesc despre tot ce înseamnă partea aceasta de principii ale conducerii creștine. Înainte de a intra în subiect, și un subiect care cu siguranță vom încerca să-l abordăm într-o oră, se poate discuta foarte mult despre asta, totuși aș vrea să încep cu o întrebare puțin mai personală legată de situația în care ne aflăm și care generează multe și multe discuții și, să spunem, controverse, atât la noi la nivel personal, cât și la nivel de comunități. Vreau să te întreb cum te-ai adaptat, cum te-ai acomodat în perioada aceasta de izolare și mai mult, tot fiind în perioada pascală, cum ai trecut în sărbătorile, cu familia, cu biserica, cât de ușor ți este sau cât de greu ți este, chiar aș vrea să știu părerea ta despre asta. Da, este o întrebare foarte bună, Cătălin. Mă întreb dacă m-am acomodat și probabil că răspunsul este nu încă. Atunci când pentru prima dată am auzit despre coronavirus, sentimentul meu a fost, e ceva departe, undeva în China, nu am o relație personală cu nimeni de acolo, nu cunosc în carne și oase pe cineva, cumva e ceva care nu mă afectează. Ei bine, pe măsură ce anumite vești sau imagini au reușit să scape de sub controlul exercitat de Partidul Comunist acolo în China, am început să realizez că s-ar putea să fie o problemă foarte serioasă, dar chiar și așa, cumva, încă era departe de mine. Mi-amintesc când am citit despre medicul care pentru prima dată a avertizat lumea despre pericolul acestui virus, ca mai târziu să găsesc informații de faptul că bărbatul acesta a murit și ultima lui scrisoare se încheia cu Psalmul 23. Cumva atunci am realizat că e foarte posibil ca acel medic să fi fost un creștin autentic și ceva m-a făcut să mă conectez la un alt nivel, parcă, cu ceea ce se întâmpla acolo, dar cu toate acestea era încă departe și o lume necunoscută. Ei bine, când lucrurile au început să vină spre Europa și în mod special în Italia, unde este o comunitate suficient de mare de români, lucrurile au început să capete o altă conotație, când numărul celor care mureau creștea de la o zi la alta, când am auzit că inclusiv români sunt afectați, cumva m-a făcut să mă gândesc mult mai serios la ce urmează să se întâmple. Mi-amintesc că pe 10 martie am făcut împreună cu echipa pastorală câteva reguli cu privire la cum ar trebui să
fie slujbele noastre, pentru a crea protecție pentru participanții la ele. Dar până să punem în aplicare acele reguli, a venit ordonanța militară, starea de urgență, scuzați-mă, care ne-a pus în situația de a nu mai putea avea slujbe unde să fie prezenți credincioșii. Ei bine, deodată am realizat că va trebui să facem niște mișcări, să ne adaptăm, să facem schimbări cu care nu am fost foarte pregătiți. Dar, având tehnica necesară pentru transmisiunile live în biserica noastră, cumva ne-am mutat și noi acolo unde se muta toată lumea, în lumea digitală, da? Și am încercat în felul acesta să comunicăm cu oamenii folosind aceste posibilități. Paștele a fost foarte diferit. A fost un amestec de bucuria specifică sărbătorii, amestecat cu tristețe. Am fost singuri acasă. Am fost eu, soția și cei doi copii care mai sunt cu noi. Nici măcar cel căsătorit n-a putut să fie împreună cu noi, să servim masa de prânz împreună, masa pascală, să petrecem timp împreună cu nepotul nostru. Ori lucrul acesta cumva ne-a îndurerat, ne-a făcut să realizăm că am pășit într-o altă lume foarte necunoscută pentru noi. Da, pot în concluzie să spun cumva la întrebarea ta, Cătălin, că mi-ar plăcea să cred că m-am acomodat. Nu sunt acomodat, îmi lipsește acea dimensiune a comunității. Știi acum, pastor fiind, ești printre oameni, ești cu oamenii, lucrezi cu ei. Cât ar fi tehnologia de bună, comunitatea presupune relații, presupune să interacționezi la un alt nivel cu oamenii. Ori acest lucru îmi lipsește foarte mult în această perioadă. Tânjesc după momentul în care, după ceea ce a fost înainte de 15 martie. Poate că a fost cam lung răspunsul meu la întrebarea ta, am încercat cumva să așez în context izolarea mea, dacă pot să o numesc așa. Mai ales că deja, practic, ai intrat puțin în tema noastră de astăzi, și anume despre liderul în vreme de criză, provocări și oportunități. Și îți aduc aminte când ai zis faptul că deja din 10 martie, împreună cu echipa pastorală, cu biserica, ați încercat să discutați, să vedeți ce puteți face. Deja ai dat o conotație de atenție deosebită asupra acestei probleme și ți-ai asumat sau v-ați asumat împreună cu liderii de acolo în luarea unei decizii care să protejeze comunitatea și pe cei din jurul vostru. Asta deja este o decizie de leadership, aș spune noi, în vremurile acestea. Un exemplu clar de a lua responsabilitatea și de a da niște direcții. Și chiar despre asta vorbim, doresc să discutăm. Ce face un lider? Ce este un lider în vreme de criză? Care sunt provocările? Care sunt oportunitățile? Greșelile care ar putea apărea în vremea aceasta, mai ales că nu există o comunicare directă. Deci cam la asta aș vrea să ne ducem în seara aceasta. Și aș vrea să ne axăm în special pe liderul creștin, pentru că facem parte din comunități creștine și majoritatea activității o desfășurăm în spațiile acestea și mai mult cei din jurul nostru așteaptă unele lucruri de la noi. De aceea ar vrea să vedem, în primul rând, în definiția pe care tu o ai, poate cea mai practică definiție, ce este acela un lider și ce este liderul creștin, cel caracterizează pe un om să fie lider. Cătălin, dacă te-aș întreba pe tine, spre exemplu, sau pe cei care ne ascultă în seara asta, să ne spună care sunt numele celor 10 iscoade care s-au dus să spioneze Canaanul și au venit cu un raport din numele de cei de noastră. Probabil, mare dintre noi știm să. Dar în momentul în care spui Caleb, în momentul în care spui Iosua, deodată spui, da, despre ăștia știu. De ce știm despre cei doi?
pentru că într-un context cu totul și cu totul special, au fost oameni vizionari. Au văzut ceea ce devenea o oportunitate, mai ales că ei erau trimiși lui Dumnezeu pentru împlinirea unui scop care venise tot din partea lui. Dacă ar fi cumva să spun în mod simplu, că nu-mi propun să fac definiții academice în cadrul interacțiunii cu tine, un lider este în primul și în primul rând un vizionar. De obicei vede ceea ce ceilalți nu văd, anticipează. Sigur că pot spune foarte multe despre lider. Liderul este o persoană care influențează. Da? Cea mai simplă definiție de lider pe care eu am auzit-o sună cam așa. Liderul este acea persoană care în timp ce merge prin viață, alții încep să-l urmeze. Asta înseamnă că el are o anumită influență, are o anumită expertiză, care creează o anumită credibilitate și determină pe oameni să-l urmeze pentru că transmite sentimentul de siguranță, știe spre ce merge. Deci, cumva, în momentele acestea, cred că este foarte important să înțelegem că Dumnezeu este cel care așează diverse daruri în diversi credincioși, iar unora le dăruiește și acest dar al conducerii, cum traduce Dumitru Cornilescu în Biblie, al cârmuirii, al leadership-ului, termenul pe care îl folosim noi foarte frecvent în ultima perioadă. Deci, liderul este cel care dă direcție, conduce, are viziune, influențează, susține, poartă de grijă. Cumva este ceva complex, da? Creează structuri funcționale care ajută la îndeplinirea scopului, în cazul nostru al bisericii sau al organizației sau afacerii pe care o conduce. Asta înseamnă că lucrurile în mintea lui trebuie să devină destul de clare. Ca să poți avea o viziune corectă, presupune să îl cunoști pe Dumnezeu, vorbim despre liderul creștin, cum tu spuneai puțin mai devreme, să-L cunoști pe Dumnezeu, Dumnezeu care ne se revelează în multe moduri, dar în mod special prin Scriptură, prin Cuvântul Său, prin comuniunea cu El, prin rugăciune, prin practicarea disciplinelor spirituale, prin sfatul cu oameni înțelepți care umblă cu Dumnezeu, dar pe lângă cunoașterea lui Dumnezeu presupune să ne cunoaștem pe noi înșine, cine suntem noi, cum am fost înzestrați de Dumnezeu, care sunt abilitățile noastre, care sunt pasiunile noastre, care este chemarea noastră, care sunt înzestrările noastre spirituale. Îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne cunoaștem pe noi și apoi foarte important să cunoaștem contextul în care ne găsim, pentru că o viziune presupune să fie ancorată în realitate, dar să nu rămână blocată în realitatea prezentă, ci să își dorească ducerea lucrării spre locul, spre ținta de dorit, spre visul acela pe care Dumnezeu la un moment dat alege să-l împărtășească cu noi. În linii foarte mari și destul de generale, cumva așa aș defini eu liderul creștin, Cătălin. Foarte frumos. Știam că poți să dai o asemenea definiție în care, fără să intri foarte mult în detalii, ai cuprins cât se poate de bine cele mai importante caracteristici ale liderului. Și, în primul rând, mi-a plăcut faptul că este un vizionar și, mai mult, acelui care generează în jurul lui alți, să spunem, oameni care îl urmează. Și, de asemenea, crește poate alți lideri dacă. Ei, aici o discuție întreagă, Cătălin, că poți să fii liderul de genul care doar ești urmat de alții, dar eficiența este foarte limitată într-o astfel de situație. E foarte important să te multiplici. Este foarte important să creezi procese prin care alții să poată la rândul lor fi echipați, formați, să-și asume responsabilități în funcție de înzestrarea lor spirituală, chemarea lor, pentru că nimic nu este mai sănătos decât conducerea în echipă,
care poate acoperi o nevoie, o plajă mult mai largă de nevoi și până la urmă niciunul dintre noi nu avem toate înzestrările, toate abilitățile, în așa fel încât să putem împlini toate nevoile care sunt la un moment dat într-o comunitate. Așa că apreciez sublinierea ta. Nu este important să fii un lider solo, da? Chiar dacă suntem cu mare carismă și dacă chiar ne uităm în Noul Testament la terminologia Noului Testament folosită pentru lideri, vom vedea că da, întreg Noul Testament subliniază pluralitatea conducerii. Liderul care se multiplică, care la rândul lui antrenează pe alții într-un proces în care eficiența crește considerabil. Excelent, excelentă completarea ta. Haideți să pornim de la o premiză pozitivă, să credem că suntem să spunem, într-un aspect pozitiv a ceea ce facem. Și anume, să credem că în fiecare din bisericile noastre sau în comunitățile creștine avem cel puțin un lider, unul care e vizionar și insuflă și pe ceilalți să tragă împreună în aceeași direcție. Suntem în situația de criză, suntem limitați în a comunica față în față, în a ne vedea și a transmite mesajele noastre. Ne folosim de mediul acesta online, care are și el avantajele și dezavantajele lui. Când vorbim despre provocările unei lideri în relația sa cu comunitatea, cu cei care îi conduce, celor care le transmite mesajul mai departe, care crezi că ar fi poate cele mai uzuale provocări sau probleme care ar putea apărea, mai ales acum când nu există o comunicare, să spunem, foarte eficientă? Păi eu cred că exact ce ai spus acum, comunicarea este una dintre cheile leadership-ului. Un lider trebuie să comunice și trebuie să comunice eficient și trebuie să comunice inspirator și motivațional. Ori deodată, vorbesc acum despre pastor, da, nu mai au amvonul. Nu se mai întâlnesc în holul bisericii cu credincioșii, nu mai poate da mâna cu ei, nu mai poate avea întâlniri cu lideri și așa mai departe. Și cred că una dintre provocările pe care eu le-am simțit în această perioadă este cum reușesc să comunic într-un mod eficient cu liderii bisericii și cu comunitatea, cu credincioșii. Și au fost mai multe forme pe care le-am folosit. În primul rând, aveam ceva dezvoltat, dar le-am întărit. M-am asigurat că toată lumea este inclusă acolo. Am dezvoltat grupuri WhatsApp, am dezvoltat grupuri închise pe Facebook. Oricum aveam diversi lideri așezați în funcție de responsabilități în diverse grupe și am intensificat comunicarea folosind aceste grupuri. Dar mi-am dat seama că nu este suficientă comunicarea în aceste grupuri pentru că ea poate fi destul de impersonală. Te adresezi unui grup mare de 100, 200, 300 de oameni sau acolo unde bisericile sunt mai mari, chiar poate la 1000, 1000 și ceva de oameni. Și atunci, un alt mod în care am intensificat comunicarea, care cumva la pachet are și purtarea de grijă pastorală, a fost să sunăm personal pe fiecare credincios în parte, să ne asigurăm că îl auzim, că îi înțelegem temerile, că știm cu ceea ce se confruntă. Au fost pentru mine încântător, spre exemplu, să constat că unii credincioși au spus: "Wow, mă sunați pe mine în mod personal, în acest moment mă căutați, vă interesează de mine." Cu siguranță, ăsta e un lucru foarte important. Nu poți să rămâi distant într-un birou și să trimiți doar e-mail-uri, să zicem, sau mesaje pe WhatsApp. Deci asta a fost o provocare, comunicarea. Altă provocare pentru mine a fost cum păstrez spiritul comunitar în situația în care nu ne mai putem întâlni fizic. Cum transmit oamenilor din biserica noastră că ei nu sunt singuri, că nu sunt izolați, că nu-și trăiesc drama aceasta cumva abandonați, uitați de ceilalți. Și, mă rog, discutând cu echipa noastră pastorală, am ajuns la concluzia că e foarte important, ținând cont de faptul că toată lumea e blocată în casă și seara nu poate nimeni ieși nicăieri,
ce ar însemna ca în fiecare seară să ne întâlnim în contextul online. Fie folosind Zoom, fie folosind transmisiunile, platforma Zoom mă refer, fie folosind transmisiunile live, dar în circuit închis. Și surpriza mea plăcută a fost să constat că oamenii au primit excepțional lucrul acesta. Vreau să spun că noi avem peste o lună în care ne întâlnim în fiecare seară pentru o oră să ne rugăm online. E adevărat că am mutat echipamentul la mine acasă, sunt binecuvântat că am pe unul dintre băieți care are pasiune pentru așa ceva și a fost relativ simplu, dar chatul de pe YouTube, de pe YouTube-ul nostru când dăm privat, numai pentru noi, se umple cu comentarii, cu... Pentru mine este o satisfacție extraordinară să-i văd pe oameni că încep să se salute, se întreabă de sănătate. A, mă bucur că te văd aici! Ce bine că ești cu noi! Am mutat acolo ceva din spiritul, din ceea ce înseamnă comunitatea noastră. Apoi, întâlnirile Zoom. Noi obișnuiam ca înainte de slujbă să avem aproximativ jumătate de oră când în foyerul bisericii, în hall, ne întâlneam, povesteam, serveam o cafea, un ceai și se crease acea atmosferă de dorit. Oamenii doreau să fie împreună. Și atunci am creat ceea ce am numit noi bem cafeaua pe Zoom. Da? Și cu o oră înainte de a începe slujba live, dăm linkul de Zoom la toți credincioșii care doresc, fiecare și ia cafeaua și începem să povestim. Și am păstrat sau am încercat, nu l-am păstrat, am încercat cumva să păstrăm spiritul comunitar folosind mijloacele acestea. Apoi ne-am dat seama, o altă provocare a fost ce facem cu oamenii care sunt singuri, care sunt în vârstă, care nu-și pot procura alimentele, medicamentele, ok? Ce facem cu ei? Pur și simplu ne scuzăm spunând nu putem ieși afară, descurcați-vă. Mi-a plăcut momentul în care am creat așa numita echipă de urgență, am numit-o noi. Puteau fi și nume mai fericite, dar așa am numit-o noi. Și am lansat din nou în grupul nostru cine este disponibil să vină în această grupă de urgență, care să se asigure că asistă pe cei bolnavi, pe cei care sunt singuri, pe cei care nu-și pot face aprovizionarea pentru lucrurile de bază. Și a fost un grup semnificativ de oameni care au spus, eu vin cu mașina, eu vin cu expertiza mea. Pe mine contați că eu pot să-i sun pe toți care au nevoie și să transmit nevoile către ceilalți. Și este o plăcere pentru mine acum să văd că nu trebuie să fac eu totul. Până la urmă, asta înseamnă leadership. Dacă tu faci totul, nu mai ai timp să conduci. Conducerea înseamnă să dai direcție, să mobilizezi oameni, să creezi structuri funcționale. Scuzați-mă că repet că când spun structuri funcționale, să creezi acele departamente care să înceapă să funcționeze natural și sănătos, nu depinzând întotdeauna de one man show, de singurul om care trebuie să dea ok-ul la orice se întâmplă, pentru că atunci ești extrem de limitat și eficiența este limitată. Ei bine, întorcându-mă la echipa aceasta de urgență, e o plăcere să-i văd cum descoperă o nevoie, cum spune, eu cred că mă descurc, știu ce medicamente trebuie, aș putea să-i duc eu medicamente, sau pot eu să-i duc alimente, sau pot eu să o duc la medic pe persoana cealaltă. Cumva astea sunt câteva dintre provocările care au fost în calea mea, să zic așa, ca pastor, și câteva dintre soluții. Sunt mult mai multe, dar aș vrea să mă rezum pentru acum doar la atât. Mulțumim mult pentru clarificarea și acestei probleme, pentru că vreau să mergem puțin mai departe și o să înțelegi de ce te-am întrebat ceea ce am întrebat puțin mai înainte. Facem o comparație între ceea ce se întâmplă și acum și ceea ce a fost până acum, o stare pe care cu toții am știut cum să o tratăm, ne-a plăcut. Momentele de pace și de liniște cred că face bine tuturor. Când apărut această situație de criză, atunci a apărut și nevoia unui lider sau unor lideri sau unui spirit de leadership mult mai pronunțat în tot ce înseamnă oameni care conduc comunități. Și aici vrem inclusiv la conducătorii
vorbim de conducătorii noștri ai statului român, vorbim de președinte, guvern și ceilalți. Apoi vorbim de conducerile bisericilor, vorbim de conducătorii altor instituții care se ocupă special de această criză. Dar aș vrea să rămânem în mediul acesta creștin și anume, diferența dintre un lider pe vreme de pace și un lider în vreme de criză. De ce? Aș spune eu așa într-un mod plastic că liderul adevărat în vreme de criză se cunoaște. Pentru că în momentul în care totul e frumos, totul e plin de liniște, pace, lucrurile merg. Și știți de ce? Fac o comparație cu zona corporatistă din care eu vin. Știm ce avem de făcut de dimineață până seara, toate merg într-un anumit flux, sunt niște proceduri foarte bine stabilite, nu, mergi cu valul, cum spunem noi, și lucrurile ajung acolo unde te. În momentul în care a venit o criză, vorbim în general, nu numai criza de astăzi, au mai fost și alte crize de punct de vedere economic, de exemplu, cel puțin în zona corporatistă, noi am mai întâlnit și alte probleme. Dar o criză generală și criza de astăzi, COVID-19, a generat această rumoare, această îngrijorare, această stare de panică și de obicei oamenii sunt dispuși să clacheze cei mai mulți, fie datorită propriei neputințe, fie datorită unei, să spunem, călăuziri, conduceri după un anumit principiu sau chiar aș spune persoană, un lider deosebit, un lider care să ia atitudine și să ducă mai departe. Am vrea să vorbim despre aceste situații. Când este liderul mai pus în valoare? Sau ce avantaj are? Sau ce oportunitate un lider care e lider cu adevărat, în sensul real, un lider care conduce, care are viziune? Pentru că tare mi-e teamă că în vreme de liniște, de pace, când toată lucrurile, cam toată lumea se crede lider sau are impresia că e lider și atunci când dă de greu, începe să clacheze. Da, eu cred că putem face o diferență între management și leadership, deși ele se suprapun într-un anumit fel. Situația pe care tu ai prezentat-o, când toate lucrurile merg bine, te poate duce la a deveni un administrator foarte bun, să dezvolți un management de calitate. Liderul, leadership-ul, conducerea este un pic mai mult decât atât. Pentru că e posibil, nu se folosește exemplul ăsta, ca la un moment dat, croind un drum prin pădure pentru a ajunge în vârful muntelui, da, te apuci și tai copacii, deși la început ai avut viziunea foarte clară, trebuie să ajung în vârful muntelui, la un moment dat, fiind atât de preocupat doar de tăierea copacilor, să pierzi în vedere că tu urmărești să ajungi undeva și să-ți pierzi toată energia uitându-te în jos, ca la un moment dat chiar să poți să greșești direcția. Ori leadership înseamnă să te ridici de la management și să privești înainte. Acum, nu toți oamenii au aceeași înzestrare. Sunt lideri care sunt excepționali pentru a conduce 10 oameni. Sunt alții care, în schimb, pot conduce foarte bine 100 de oameni. Sunt alții care pot conduce mii de oameni. Sunt unii care, datorită temperamentului, personalităților, preferă mediile liniștite, mediile sigure, previzibile, cumva să știe de la o zi la alta ce urmează să se întâmple. Faptul că el nu are siguranță produce o stare de anxietate considerabilă. Pe când sunt alții care au un alt tip de personalitate care în momentele de criză excelează. Dacă ne gândim la o persoană care, spre exemplu, este mai colerică, da? Probabil că într-o situație de criză, tocmai această latură a lui iese la suprafață. Dar acum nu este suficient doar să ai un anumit temperament și asta te califică. Sunt mult mai multe lucruri care te califică pentru a fi liderul potrivit la vremea potrivită. În primul și în primul rând vorbim de caracter, pentru că suntem într-un context creștin și terenul pe care se dezvoltă personalitatea unui lider este caracterul. De fapt, caracterul este cel care va hotărâ modul în care va fi folosită personalitatea cuiva. Pentru că același tip de personalitate, luată în mâini de un caracter găunos,
s-ar putea să facă dezastre. Pe când, dacă caracterul este unul evlavios, personalitatea aceea poate face lucruri onorabile. Spre exemplu, dacă ne gândim cu toții la Apostolul Pavel, mie mi se pare că el este un coleric, dar înainte de convertirea lui, înainte de întâlnirea lui cu Hristos pe drumul Damascului, este plin de pasiune, prigonește, are inițiativă, are direcție, știe ce vrea, devine marele persecutor al creștinilor, foarte pasional. Nimic nu-l poate opri. Orice obstacol apare în calea lui, devine irezistibil. Ei, după întâlnirea cu Hristos, ceva se schimbă. Dar nu și temperamentul. Cu ăsta ne naștem și cu ăsta murim. Nu există temperament bun și temperament rău. Mie mi se pare că Pavel rămâne același coleric, același om plin de pasiune, același om care are direcție în viață, principii puternice, e gata să meargă până la capăt. Diferența semnificativă este că acum caracterul cristic ia personalitatea acestui bărbat și o folosește în scopuri nobile. Da? Deci e foarte importantă înzestrarea, e foarte importantă chemarea pe care Dumnezeu o face fiecăruia dintre noi. Până la urmă, El pune o anumită pasiune în fiecare dintre noi. Spre exemplu, tu ai pasiune, Cătălin, pentru media, da? Arzi, te-am văzut asta în diverse circumstanțe, da? Iar acum, prin faptul că ai urcat la un alt nivel, arată că în tine există o pasiune pentru cum să folosești media pentru transmiterea valorilor împărăției lui Dumnezeu în societatea noastră. Sunt alții care atunci când aud de copii abandonați, ceva arde. Pasiunea lor este pentru cei care sunt nedreptățiți. Alții au pasiune pentru a merge în misiune în locurile în care n-a ajuns nimeni. Până la urmă, ceea ce e frumos este să înțelegi că în marele puzzle al lui Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie să fim la locul potrivit și atât timp cât suntem la locul potrivit, lucrurile merg excepțional. Într-adevăr, liderii în perioada de criză ies la iveală sau se vede cine are această chemare din partea lui Dumnezeu. Pentru că dacă criza te conduce, dacă valul te conduce, dacă ce spune mulțimea te conduce, nu mai ești un lider. Ești unul dintre ei. Un lider este cel care se poate ridica deasupra circumstanțelor, care transmite speranță, viziunea. De asta liderul este vizionar. Viziunea aduce speranță. Oamenii în perioada asta au nevoie de speranță. Nu au nevoie să audă tot timpul că nu vom mai ieși din pandemia asta, nu mai este nicio soluție. Asta e. Urmează prăpăd, urmează pandemia economică și ce mai urmează? Deci, liderul vede în criză oportunități și când vorbim de liderul creștin, vorbim de cineva care este conectat cu Dumnezeu prin cuvânt, prin rugăciune, cu oamenii lui Dumnezeu cu care se sfătuiește și care în felul acesta devine mult mai eficient în perioadele de criză. Dacă fugi în mijlocul crizei și îți abandonezi oamenii, dă-mi voie să spun, nu ești lider. Te interesează mai mult decât orice pielea ta. Ori eu cred că ăsta e momentul în care liderii se sacrifică. Liderii sunt gata să plătească un preț. Liderii în astfel de circumstanțe pot deveni nepopulari pentru că iau decizii nepopulare. Și dacă nu ești un lider puternic și dacă nu ai viziune, atunci va conta foarte mult să placi oamenilor, va conta foarte mult ce spun oamenii despre tine și mult mai puțin de ce vrea Dumnezeu de la tine și care sunt nevoile pe care tu trebuie să le împlinești chiar dacă trebuie să plătești un preț. Da, criza cred că are, printre altele, darul de a scoate la suprafață care sunt acei lideri evlavioși și care pot fi urmați și atunci când va trece pandemia asta. Frumos, frumos spus. Mă bucur că avem posibilitatea să accentuăm părțile cele mai importante ale leadership-ului creștin. Dar totuși mai sunt și câteva riscuri și unul dintre ele aș vrea să ți-l prezint acum și să-mi spui cum vezi tu lucrurile din punctul tău de vedere. Deci liderul este omul care întotdeauna
se jertfește, stă întotdeauna în față, trage cel mai tare, îi trage și pe alții după el. Este omul care se pune la dispoziția unei anumite viziuni și încerce să-i însufle și pe ceilalți cu această viziune și chiar să tragă în fruntea plutonului. Nu este cel care dă ordine, ci dimpotrivă merge cu echipa. Acum vorbesc și din propria experiență. Mi-ar plăcea să cred și sper să fiu un lider. Vorbesc acum despre mine mă străduiesc să am calitățile acelui lider care într-adevăr trage după mine, cel puțin în zona aceasta media, unde prin chemarea pe care zic că am primit-o încerc să duc mai departe valorile creștine. Dar ceea ce mi se întâmplă mie, cred că se întâmplă și la alții și te rog să-mi confirm dacă e real, e ok, sau ce soluție am putea avea la următoarea problemă. La un moment dat, alergătura aceasta, spuneai tu despre tăierea copacilor, te apuci și tai copaci, te uiți în stânga, în dreapta, ești atât de angrenat în ceea ce faci, încât până la urmă pierzi nu numai vârful, ținta la care, vârful muntelui la care vrei să ajungi, dar câteodată și conectarea cu viziunea pe care ai primit-o, cu chemarea. Și aici este un caz, aș spune, destul de grav, că la un moment dat epuizarea aceasta cu munca de zi cu zi, absolut, să spun, la nivel executiv, te face să pierzi câteodată inclusiv conexiunea cu cel ce te-a chemat, și anume cu Domnul. Și aici este o mare problemă. Eu am trecut prin această experiență și știu că nu e ușor să-ți revii, să devii din nou iar pe traseul acela pe care te-a chemat. Câteodată e nevoie să te întorci de unde ai plecat. Să o iei de la capăt și să vezi unde ai pierdut conexiunea, pentru că altfel lucrurile o iau într-o anumită direcție care duce la eșec garantat. Cum vezi tu lucrurile, Mihai? Păi, tu mă ajuți acum să vorbesc despre o altă lucrare în care eu sunt implicat împreună cu alți colegi, și anume ProLeader. ProLeader s-a născut exact pornind de la nevoi ca cele pe care le-ai prezentat. Și anume, nu de puține ori, liderii ajung la stări de epuizare pentru că, mă rog, sunt mulți factori care pot să-i ajute să ajungă acolo, da? Acumulează răni emoționale, spre exemplu, lucrezi cu oamenii, iei decizii, poți să rănești, la rândul tău ești rănit și asta se transformă într-un bagaj pe care începi să-l porți cu tine. Apoi, rutina, activismul religios, faptul că ajungi la un moment dat la ceea ce se numește platou. Cei mai mulți oameni, se spune că la vârsta de 40 de ani, se cam blochează, da? Ei, și atunci ajungi să slujești casei Domnului și să nu mai poți sluji Domnului casei și să confunzi lucrurile și să spui că cu cât transpiri mai mult, cu cât ai mai multe activități, cu atât ești mai eficient, ceea ce în realitate este tocmai invers. Ei, când noi ne-am gândit la nevoile acestea, ne-am dat seama că nu există un context relațional în care liderii să continue formarea lor spirituală și nu numai spirituală, ci și în dezvoltarea darurilor pe care Dumnezeu le-a pus acolo. Așa se face că când am creionat ProLeader, am avut în vedere faptul că fiecare dintre noi avem nevoie de contexte în care să continuăm creșterea noastră, formarea noastră, să învățăm împreună, să învățăm în comunitate, pentru că întotdeauna spiritul comunitar este mai puternic decât izolarea. Cu mai mulți ani în urmă, am citit o carte care făcea diferența între ei auto-japonezi și cei europeni. Și cum se sublinia faptul că japonezii sunt întotdeauna cu un pas în față, europenii, ceilalți, sunt un pic în spate și se punea întrebarea de ce. Și una dintre explicații era următoarea. În Japonia, inginerul care se ocupă de motoare, cu cel care se ocupă de frâni, cu cel care se ocupă de partea electrică, formează o echipă, creează o comunitate a practicienilor, the community of practice. În cealaltă parte a lumii ai echipa inginerilor de motoare,
echipa inginerilor de frâne și așa mai departe. Ce se întâmplă când ai the community of practice, comunitatea asta a practicienilor? Crezi acolo un nucleu a acestor specialiști care se strâng și povestesc. Și în timp ce povestesc, în timp ce cel de la motoare, ca să zic, povestește despre anumite idei inovatoare, cel care e la frână zice, uau, cred că și eu aș putea să mă adaptez și imediat vine cel de la partea de electronică și se creează spiritul acela. Ei, s-a mers aici mai departe și s-a spus așa, de fapt, noi nu pierdem dacă în fiecare zi creăm un spațiu în care oamenii ăștia se întâlnesc împreună și să povestească, să povestească de... și își guru, sunt împreună și povestesc, așezăm în cercuri concentrice pe alții care îi aud pe ăștia povestind și în felul acesta ei nu fac altceva să învețe, să se dezvolte și astfel eficiența lor crește. Ei bine, eu cred, Cătălin, că același lucru putem să-l aplicăm și în contextul în care Dumnezeu ne-a așezat pe noi. Și anume, să înțelegem că nu este suficient doar să tragem, să transpirăm, să alergăm de la evangelizarea din localitatea A la localitatea B, de la conferința X la conferința Y, de la întâlnirea nu știu care la cealaltă întâlnire, să avem o agendă supraîncărcată și în felul acesta să spunem, suntem eficienți. Nu, ci va trebui să găsim locuri, contexte potrivite în care noi să continuăm să creștem, pentru că numai în felul acesta noi vom putea fi eficienți. Probabil că ai auzit povestea cu cei doi care au fost trimiși să taie lemne în pădure. Unul a tras tânăr, săracul, a tras toată ziua. Cel mai în vârstă, din când în când, se oprea la umbra copacului și mai stătea un pic. La sfârșitul zilei, proprietarul pădurii îl plătește mai bine pe cel care din când în când stă la umbra copacului. Îți dai seama cât de nemulțumit a fost cel tânăr. Păi eu am muncit toată ziua. Eu am tras. Colegul meu din când în când s-a oprit. Ce da, dar tu n-ai văzut ce făcea ăsta când stătea la umbră. De fapt, el își ascuțea fierăstrăul și, per total, el a fost mult mai eficient decât ai fost tu. Pentru că, între timp, fierăstrăul tău s-a uzat și tu ai transpirat mai mult, dar productivitatea ta a fost mult mai mică comparată cu a lui. Așa că pericolul ăsta de a deveni Marta, ca să folosesc imaginea din viața Mântuitorului, este la îndemâna oricărui om care are predilecție spre activism. Eu mă regăsesc aici. Trebuie să lupt cu mine însumi. Trebuie să mă asigur că din când în când sunt Maria, care se oprește la picioarele lui Isus și care absoarbe cuvintele lui. Știi, am citit un articol în tinerețea mea, cred că se numea Tirania Urgentului. Și dacă mai amintesc eu bine, ideea era cam așa. Proprietarul unei firme vine în compania lui și îl găsește pe directorul executiv, cumva cu mâinile așa la ceafă și cu picioarele pe birou. Mă rog, imaginea este americană, după cum îți dai seama când auzi picioarele pe birou, nu-i așa? Și ăsta nu face nimic. Și el se îndreaptă, proprietarul, spre secretară și întreabă, zice, ce se întâmplă cu directorul nostru executiv? Zice, astea sunt momentele în care el gândește. Stă un pic proprietarul și zice, te rog să-i mărești cu 10% salariul. Pentru că eu am nevoie de oameni care gândesc, nu doar care acționează. Ei, trebuie să înțelegem că formarea noastră, sănătatea noastră, emoțională, spirituală, fizică, relațională, toate astea ne fac mult mai eficienți decât doar dacă suntem implicați într-o activitate continuă. Mă opresc, Cătălin, că mă Nu, trezesc că nu, nu, țin e, predici. nu, 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 e pentru mine, e foarte, foarte bine ceea ce spui Te și chemăm la seminariile noastre de la ProLeader, dacă îți place așa de mult. cu mare drag, cu mare drag, pentru că nu, problema pe care eu ți-am pus-o e o problemă foarte comună și știi, și eu sunt un activist și eu încerc să mă zbat și eu încerc să fac mai mult și odată ajung la limita aia în care simți că nu mai poți. Mă mai întreabă câte unii, Cătălin, mai poți? Și eu zic, nu, nu mai pot de mult. Dar merg Te înainte. înțeleg că te... Ar trebui să, deci, apropo, dacă tot am început discuția asta de leadership,
Deci o să ai o invitație permanentă pe tema aceasta, pentru că ceea ce poți așa din când în când să ne mai spui și de asemenea și o provocare pentru cei care pot să vină la conferințe, când mai aveți conferințe trebuie să ne informezi ca și noi să putem promova mai departe Uite, dacă tema tot îmi aceasta. dai posibilitatea asta și fac promovare, pe 8 și 9 mai avem un webinar, mă refer acum la echipa ProLeader, în care încercăm să privim la biserică, care are aceeași misiune, dar într-o nouă paradigmă, cum face ucenici. Așa că ne găsiți pe pagina de Facebook, puteți să vă înscrieți și să participați împreună cu noi la conferință. Cu mare drag, cu mare drag. Chiar aș participa și eu și am să vă înscriu cu siguranță, pentru că sunt interesat. E o nouă paradigmă de a face misiune, noua misiune creștină în vremurile acestea. Cu siguranță. Tema ar trebui să fie foarte de interes pentru toată lumea. Ai vorbit de biserică. Dacă tot ai vorbit de biserică și de comunitățile creștine, aș mai vrea să-ți spun o întrebare, puțin mai delicată de data aceasta, și anume despre bisericile sau comunitățile creștine care, prin natura lor sau istoric vorbind, s-au format și continuă să trăiască în jurul unei anumite persoane, a unui singur lider, solo, cum i-ai spus tu în emisiunea de astăzi. Și acest lider, la un moment dat, are o vârstă sau, știu eu, se vede clar că la un moment dat nu o să mai poată duce comunitatea mai departe. Și există această tendință ca oamenii respectivi, comunitatea respectivă, să fie într-adevăr atât de conectate cu persoana. Dacă vorbim de o biserică, este chiar destul de dificil, aș spune, să fie atât de conectate cu o persoană anume care conduce biserica respectivă, comunitatea creștină, și mai puțin cu cel care într-adevăr face chemarea, cu Domnul Hristos în sine. Și mă gândesc ce se întâmplă în cazul în care, sau ce s-ar putea întâmpla în cazul în care acea persoană nu mai poate să fie, sau știu eu, pleacă, sau dacă e într-o anumită vârstă se îmbolnăvește, sau biserica rămâne oarecum răsfirată, ne având ucenici, lideri, să zic așa, noi lideri, acea comunitate are niște riscuri. Aș vrea să vorbim despre aceste riscuri în mediul creștin, în special, pentru că văd, deja există destul de multe comunități care sunt legate de o anumită persoană și atunci există ceva, ceva, ceva trebuie să se întâmple. Tema pe care tu o ridici acum este una de foarte mare importanță. Sigur că putem elabora destul de mult, o să încerc să simplific lucrurile. Eu cred că există o vreme pentru liderul solo, dar există o vreme în care nu mai este loc pentru liderul solo. Și acum, să mă explic. Biserica, ca orice altă organizație sau chiar ca familia noastră sau noi ca persoană, trece prin diverse cicluri. Este faza aceea de cochetare cu ideea plantării, deschiderii unei biserici, da? Care poate să ducă la finalizare sau nu. Urmează nașterea, urmează copilăria, adolescența, tinerețea, maturitatea și apoi urmează coborârea, panta descendentă, când cuibul se golește și ca să duc lucrurile așa abrupt, până când mișcarea, organizația, cultura, civilizația, biserica își încheie existența. Ei, când vorbim de începutul unei lucrări, rolul liderului solo este foarte important. De obicei, el este vizionarul, el este catalizatorul, cel care strânge oamenii împreună, cel care îi animă pentru că are un scop, are o direcție, are o viziune, creează așteptări, este speranță acolo, oamenii se găsesc că devin partea unui proiect important și vin împreună. Dar dacă perioada aceasta este de durată, s-ar putea ca liderul să devină în următoarele etape ale bisericii ineficient, pentru că pe măsură ce biserica se dezvoltă, trebuie să treci de la liderul antreprenor la liderul care creează
structuri funcționale, spun asta pentru a treia oară în emisiunea ta, nu știu de ce trebuie să spun asta. Cu alte cuvinte, el trebuie să aloce mai mult timp pe partea de organizare, de formare a oamenilor, de delegare, de împuternicire, pentru că altfel este liderul frustrat care blochează. Nu știu dacă ai auzit de liderul tip dop, da? Se pune la dopul de la sticlă, dar intră acolo pe gât, nu mai intră, nu mai iese nimic din sticlă, pentru că el a reușit să blocheze tot. Eu știam Asta pe e. aia cu stejarul, care pe lângă stejar nu crește nimic, știi? Da, este și varianta aia, într-adevăr. Deci, poate exista riscul ca orice dar, carismă pe care noi am primit-o și care ne-a făcut foarte eficienți, la un moment dat, tocmai acel lucru să se transforme într-o piedică, într-o frână în ceea ce privește lucrarea. Așa că eu cred că, dacă la începutul unei lucrări, rolul liderului senior este important, pe măsură ce lucrarea se dezvoltă, rolul lui trebuie să se schimbe, el trebuie să se asigure că identifică oameni cu caracter evlavios, cu chemare de la Dumnezeu, în care începe să se investească, să se multiplice și de fapt el nu pierde nimic. Asta este tragedia unora. Au impresia că dacă împărtășesc conducerea, pierd din valoarea lor, din identitatea lor, din chemarea lor. Nici de cum. El nu face altceva decât să se multiplice și să devină mult mai eficient. Și oamenii, pe măsură ce avansează, să zic, în creșterea asta lor, încep să devină tot mai focalizați pe acele lucruri unde pot fi experți, cu ghilimele de rigoare, pe care le pot face foarte bine, le pot face excepțional, și să-i lase pe alții, care au alte înzestrări, să acopere celelalte nevoi care sunt din belșug în comunitate. Deci este nesănătos. Dacă tranziția ne prinde în postura în care nu avem ucenici, nu avem pe cine lăsa în locul nostru, atunci probabil că trebuie să ne întrebăm dacă chiar am fost un lider. Am văzut și eu, cum probabil ai văzut și tu și au văzut și cei din audiența voastră, astfel de situații în care când liderul s-a pensionat sau a plecat la Domnul, biserica a intrat într-o criză din care unele poate că nu-și revin. Și asta arată că ceva nu a fost sănătos în leadership. În același timp, cred că este foarte important pentru credincioși să realizeze că nu este suficient în mod orbește să urmezi pe cineva care are doar carismă. Da, carisma încântă, carisma strânge mulțimi, carisma creează vizibilitate, dar carisma fără caracter produce cele mai mari dureri. Așa că dacă suntem atenți la trăsăturile pe care le cere Apostolul Pavel cuiva pentru a deveni prezbiter, prezbuteros era liderul în comunitatea iudaică, episcopus era în cea neiudaică, se referea la lider, la conducător. Când citești 1 Timotei capitolul 3 și Tit capitolul 1, ești surprins să constați că Dumnezeu pune accent pe caracterul liderului și nu pe abilități și nu pe carisme. Din păcate, ispita care este pe noi oamenii este să-i urmăm pe oamenii cu carismă sau să considerăm că dacă cineva are carismă, automat are totul, ceea ce nu este nici pe departe adevărat. În Evanghelia după Matei, capitolul 7, cu versetul 16, Iisus spune așa: după roade îi veți cunoaște. Interesant, nu după carismă, nu după abilități, nu după înzestrare, nu după pasiune, ci după roade îi veți cunoaște, după caracter. Așa că concentrarea maximă a noastră a liderilor este să ne ajut să dezvoltăm caracterul nostru și să creăm acele procese în care oamenii sunt transformați nu doar că au parte de cunoștințe, ci au parte de experiențe transformatoare
care permit caracterului cristic să ia loc în ființa lor. Mă opresc aici, Cătălin. Foarte frumos, foarte frumos prezentat. De aceea și recomand celor care ne ascultă să urmărească pagina voastră de web, prolider.ro, parcă, nu? Exact. În care sunt o grămadă de resurse și mai mult chiar pe YouTube știu că sunt înregistrări cu secvențe din conferințele voastre, material foarte, foarte util în vremurile acestea. Dacă suntem tot la capitolul, vrei să zici ceva, te rog? Nu, am zis că unul dintre cei care ne-a ajutat să avem câteva dintre înregistrări a fost chiar tu și vreau să-ți mulțumesc în numele echipei ProLeader pentru că cu ai mare fost drag. Alături de noi. Cu mare drag, îți dai seama și ne-am avut posibilitatea filmând să mai învățăm unele lucruri, să știi, adică a fost un win-win și cu siguranță de fiecare dată noi unde mergem suntem atrași și la ce se întâmplă și încercăm să reținem cât mai mult din ce se și vorbește sau se întâmplă în conferința respectivă. Suntem la aproape de final și înainte de a încheia, aș vrea să te las, să dau posibilitatea aceasta în contextul în care ne aflăm, să lași un mesaj de încurajare, fie pentru lideri, fie pentru ceilalți, fie pentru toți. Care sunt, să spunem, recomandările, îndemnurile tale și ca păstor și ca învățător în arta aceasta leadership-ului pentru zilele acestea, pentru vremurile acestea care nu sunt destul de ușoare. Știm cu toții, ne dau dureri de cap, mai ales că nu știm cât va mai dura. Asta e poate cea mai mare problemă. Ce aș vrea să spun colegilor mei și credincioșilor în general este că ceea ce noi experimentăm astăzi nu este pentru prima dată când omenirea trebuie să aibă de-a face cu astfel de situație. Pandemiile au fost parte a istoriei umanității. Secolul 2, secolul 5 și mult mai și mai târziu ne arată că au fost pandemii în care au murit, spre exemplu, în secolul 2 au murit cred că vreo 5 milioane de oameni. În secolul 5 jumătate din populația Europei. Când a fost ciuma neagră, între o treime și jumătate din populația Europei a murit. Cei care au fost contemporani cu cei ce mureau în ciuma neagră transmiteau ideea aceasta, a venit sfârșitul lumii. Dragilor, ceea ce experimentăm noi astăzi nu este atât de tragic comparat cu ceea ce a fost în trecut. Aș putea să spun că nevoia asta de izolare, de distanțare socială, de a lua măsurile care ni se cer în perioada asta, ne face cumva niște privilegiați comparat cu ceea ce au trăit oamenii din trecut. În același timp, aș putea să spun că nimeni din generația noastră și nici din generația părinților noștri nu au fost puși în situația de a administra, de a conduce într-o pandemie. Deci nu avem pe cine să întrebăm. Dacă ne ducem la părinții noștri să întrebăm, ok, cum ați făcut voi biserică în pandemie? Nu există această experiență. Așa că în timp ce suntem extrem de provocați pentru toate lucrurile noi pe care le aduce situația aceasta, suntem nu cei mai dezavantajați din cursul istoriei. Nu cred că pandemia aceasta arată că în cursul ei va veni Domnul, pentru că dacă citim cu atenție scripturile, ciumele și molia și multe alte lucruri pe care le spune cel puțin Matei, capitolul 24, sunt partea prevestirii vremurilor sfârșitului, dar nici de cum nu se confundă cu acel moment. Deci eu cred că va fi viață și după această pandemie. Eu cred că noi trebuie să privim cu speranță la ceea ce urmează. Cred că Dumnezeu vrea să ne spună niște lecții și asta e rugăciunea mea, să nu cumva să ieși din experiența asta fără să învăț lecțiile pe care El mi le spune. Apoi, n-aș vrea ca viața mea să fie influențată doar de niște trăiri emoționale care să mă facă ca imediat ce ies din starea asta să fac anumite lucruri doar din trăirile astea, ci tare mult mi-aș dori ca experiența aceasta să aducă în noi niște convingeri atât de puternice, încât noi ca lideri, cu multă îndrăzneală, cu
cu autoritate și cu teamă de Dumnezeu, să chemăm oamenii nu doar la niște trăiri emoționale, ci la acea pocăință care presupune întoarcerea noastră către Dumnezeu și posibil ca tocmai perioada aceasta să fie șansa pe care Dumnezeu ne-o dă ca noi să ne revigorăm în ceea ce privește viața spirituală și să putem avea un impact semnificativ asupra societății în care Dumnezeu ne-a așezat. Deci, în concluzie, nu vă pierdeți inima. Dumnezeu care este în control ne-a promis că va fi cu noi. Va fi cu noi nu doar când suntem pe munte, pe muntele Transfigurării, ci El coboară cu noi în vale și dacă vă amintiți imaginea aceea, după Transfigurare, Iisus întâlnește pe tăticul acela cu copilul epileptic și ucenicii nu știu să facă față unei astfel de situații și Iisus intervine și aduce eliberare. Da, este foarte bine că am fost pe munte cu Iisus, dar noi va trebui să coborâm acolo unde sunt oamenii și să le slujim cu dăruire, iubindu-i. Asta e lucrul cel mai important. Iubindu-i așa cum sunt, nu cum am vrea noi să fie, pentru că tocmai acest lucru deschide o ușă de slujire nemaipomenită pentru fiecare dintre noi. Și eu cred că unii lideri vor ieși mai puternici după această pandemie, alții posibil să iasă foarte slăbiți de aici, dar mă aștept ca per total Biserica Domnului Iisus Hristos să iasă o biserică mai frumoasă, înțelegându-și rostul și apoi angajându-se în împlinirea misiunii pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Dacă Domnul a spus că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor, avem încredere că El nu ne părăsește în perioada aceasta. Ci ceea ce este foarte important este să avem o perspectivă corectă asupra vieții și asupra morții. Că din ce am constatat eu, pandemia asta, COVID-19, nu îi îmbolnăvește numai pe unii sau numai pe alții. Ci am constatat că se îmbolnăvesc și oamenii buni și oamenii răi. Mor și oamenii buni și mor și oamenii răi. Diferența uriașă este perspectiva pe care o avem cu privire asupra vieții și asupra morții. Și în momentul în care înțelegi rostul pentru care trăiești pe pământul acesta, și în momentul în care înțelegi că ești mai mult decât limitarea asta în timp și spațiu aici, s-ar putea să poți privi toată drama asta diferit și să-ți fie un pic mai ușor. Dumnezeu să ne ajute la asta. Mulțumesc, nu se putea încheia această emisiune cu o încurajare mai frumoasă ca ceea ce există mai devreme. Îți mulțumim foarte mult pentru timpul petrecut cu noi. Cu Ne-ai dat mare drag, niște Cătălin. informații și niște clarificări foarte importante. Am putea, cred că, discuta ore, după cum văd, te-am adus în domeniul tău și fiecare din întrebările mele ar putea fi un subiect de discuție Corect. și chiar aș vrea la un moment dat, când lucrurile se vor mai liniști și ne vom putea vedea și față către față, poate cu echipa ProLeader să facem așa o sesiune, o emisiune maraton în care să explicăm cele mai importante aspecte ale leadership-ului și mai ales de nevoia de leadership în comunitățile creștine, în vremurile ca acestea în care va trebui să ne reinventăm oarecum Corect. și ca putea, să putem merge mai departe. Și eu și echipa Prodoces Media suntem recunoscători, la fel cu siguranță și cei care ne-au urmărit în seara aceasta. Suntem alături de voi, acolo unde sunteți, și noi vă urmărim ce faceți voi la Galați, urmărim emisiunile pe care voi le produceți. Faceți un lucru extraordinar și m-aș dori ca și alții să vă urmeze, de exemplu, și să se adapteze așa cât se poate, măcar la nivelul acesta de comunicare cu comunitățile. E nevoie de leadership, este nevoie de transmiterea mesajului mai departe și în momentul de față nu putem face decât folosind aceste resurse pe care le avem la dispoziție. Cătălin, și eu mulțumesc tare mult, să știi. Apreciez faptul că mi-ai oferit posibilitatea asta și apreciez ceea ce faci tu, ce face echipa voastră. Dumnezeu să vă folosească în continuare, că eu cred că este nevoie de vocea aceasta să fie auzită în comunitatea noastră. Așa ne rugăm și noi ca Dumnezeu să ne ajute să ducem viziunea noastră de a apăra și promova valorile creștine cât mai departe. De asemenea, să fim în stare și eu și colegii mei de a crea ucenici și aduce mai departe viziunea și altora și mai mult de a crea comunități în fiecare zona țării. Așa cum întâlnirea cu voi la Galați a generat o pasiune între tinerii de acolo pentru a aduce misiunea și văd că ies lucruri foarte frumoase, așa ne-am dorit să avem
o mică echipă în fiecare colț al țării, în care chiar voi să produceți materiale, chiar voi să și noi să le putem difuza mai departe și împreună să colaborăm, pentru că cu siguranță avem lucruri atât de frumoase de împărtășit și care ar fi păcat să le ținem doar pentru noi. Mulțumesc mult! Stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și împreună cu echipa ProDocens vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră că ați fost cu noi. Încheiem săptămâna aceasta cu mulțumirile dumneavoastră și mai mult mulțumire către Dumnezeu care ne-a dat putere și de asemenea inspirație să facem aceste emisiuni și în această săptămână. Mulțumim invitaților noștri care au fost cu noi și care au discutat cele mai importante subiecte pe care le-am putut aduce în fața dumneavoastră. Încheiem această seară cu urarea la revedere și de asemenea o seară binecuvântată. Vă mulțumim!